Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog! Astăzi o să mergem la lansarea ultimului flagship de la Samsung, mai exact Samsung Galaxy S10. Dacă ne mai mișcăm puțin. Trebuie să ajung în Pipera la ora de vârf, o oră cred că fac până acolo, aglomerația specifică din București, să-i dăm drumul! Să duci o luptă cu tine însuți, să devii din ce în ce mai bun. Înseamnă să privești problema din mai multe unghiuri, să depui efortul să găsești cea mai bună soluție. Să mă reinventezi în permanență, ci să nu uiți niciodată omul care eu vreau să devin. Barierele sunt lucruri pe care trebuie să le depășim, pur și simplu ca să ne îmbunătățim. Să treci peste obstacole înseamnă să ai încredere în tine, să crezi în forțele tale și întotdeauna să ai puterea de a merge mai departe. Pentru mine să îmi depășesc limitele înseamnă să nu accept nimic.
Bună seara! Ce înseamnă să depășești bariere? În copilărie eram un băiețel timid și cam tăcut. Nu îndrăzneam prea mult, m-am îndrăgostit însă de avioanele de pe cer și am vrut să zbor și să construiesc și eu așa ceva. Această dorință m-a împins încet încet spre domeniul aeronautic în pofida dorinței părinților de a nu aborda un domeniu de activitate considerat periculos. Day-to-day life. Este un mijloc prin care mă pot exprima și afirma. Cu ajutorul tehnologiei reușesc să ating inimii. Acum sunt în vacanță și nu știu cum aș fi descurcat să vizitez tot ce am vrut să vizitez fără tehnologie, fără GPS, fără telefonul mobil. Îmi ușurează foarte mult viața și e un mijloc prin care pot cunoaște oamenii. Tehnologia mă ajută să mă fac prostă și auzită. Tehnologia este o necesitate, o unealtă, o extensie a mea. Mulțumesc. Vorbim după. Bună seara tuturor, bine v-am găsit. Am ceva emoții pentru că n-am mai vorbit de ceva timp pe scenă. La televizor e mai ușor că sunt camere. Și acum o să mă întorc către, să vă zic un secret, am un mic prompter aici. De fapt am trei. Dar textul e scris de mine, da? Așa că aveți încredere. The future. Cred că viitorul va fi foarte liber și mă refer la libertate de comunicare. Și totul foarte rapid. Probabil nu ca în filme, dar cu siguranță o să fie o combinare mult mai naturală între tehnologie și om. Viitorul este construit de visători, de acele persoane care, indiferent de obstacole din fața lor, indiferent de cum lor dau greș, nu renunță și își urmează visul. E greu să imaginez pentru că totul se schimbă atât de repede, dar cu siguranță o să ne adaptăm la inovațiile care mă referă. Optimism. Așa cred eu că ar trebui să arate, de fapt, viitorul pentru noi. Unul în care facem zi de zi lucrurile în așa fel încât mâine să ne fie nouă mai bine. Salut, eu sunt Nicola. Sunt un puști obișnuit care a pus prima dată mâna pe un calculator la 6 luni. Nu sunt cum vă imaginați voi, nu sunt un geniu. Eram în brațele tatălui meu, care lucra la laptop și am vrut și eu să apăs în taste. Now, we introduce you to Mr. Han Li, President of Samsung Electronics, Romania and Bulgaria. Good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. Long before the first smartphone, engineers in Samsung were reimagining every element of the mobile phone, setting the trends that shape the technology today. Say hello to the new Galaxy S10! Acestea vor fi disponibile încă de mâine dimineață în rețelele partenerilor noștri, iar acum nu-mi rămâne decât să vă invit să testați cel mai inteligent smartphone și să descoperiți galaxia de experiențe Samsung. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o seară minunată! Modelul cu care m-am jucat eu este Samsung Galaxy S10 Plus, iar până o să am unul să pot face un review detaliat, haideți să vă dau câteva specificații. Am avut varianta pe negru, greutatea lui este de 175 de grame, ecranul este Gorilla Glass 6 Dynamic AMOLED, iar dimensiunile lui sunt de 6,4 inci. Rezoluția este de 1440x3040 pixeli. Este single SIM, nano SIM mai exact, vine cu Android 9 Pie,
Procesorul este un Snapdragon 855 pe 7 nanometri, dar haideți în continuare să vorbim despre camere. Este lucru care mă interesează cel mai mult pe mine. Astfel, pe spate avem 3 camere, două sunt de 12 megapixeli, una este de 26 de mm wide la f1.5, iar cealaltă la f2.4, telefoto de 52 de mm. A treia cameră este de 16 megapixeli la 12 mm și este ultra-wide. Filmează 4K la 60 de frame-uri pe secundă, Full HD la 240 de frame-uri pe secundă, iar HD la 960 de frame-uri pe secundă. De asemenea, în față găsim două camere, una este de 10 megapixeli la f1.9 de 26 de mm wide, iar cealaltă este de 8 megapixeli la f2.2 wide de 22 de mm. Camerele de pe față filmează 4K și Full HD la 30 de frame-uri pe secundă. În dreapta avem butonul de power, iar în stânga sunt 3 butoane, două pentru volum, iar celălalt este pentru Bixby. Bineînțeles, are wireless charging și de asemenea puteți încărca cu ajutorul lui ceasul, căștile, dar și alte modele de telefoane.